S-au săturat de subiectul Radu. Și tu, Cristina, la fel? Hai, dați nuanța. Păi da, eu am spus direct aici. Am spus, hai, te rog să nu vorbim despre Radu, hai să vorbim despre altceva. Dați nuanța care vreți. Nu mai am ce discuta. Când te-am întrebat ce... Dar ele toate dau aceeași nuanță? Asta s-a auzit. Asta s-a spus? Asta când a venit spus? Aici, vorbeam cu Antoni și tot despre mine vorbea. Adică... Te rog. Deci v-a deranjat că, pentru că vorbea despre Radu? Dar n-a început direct. Eu l-am întrebat, nu mai știu exact dacă a vorbit înainte sau după, l-am întrebat cu cine te mai înțelegi tu de acolo din casă. Și el a spus cu nimeni. Și am spus nici cu Ionuț și a spus nu. După care a stat puțin și a zis minciună, mint. Că aici așa se face în casa asta, se îmbârligă și se minte și de fapt mă înțeleg cu toată lumea, în afară de o persoană de acolo, fiind Radu. Și a început să zică câteva cuvinte despre Radu, i-am spus că nu e ok, mai bine ar fi să vă înțelegeți, să lăsați unul de la celălalt. Și după a început să mai zică despre după el. După am spus că eu nu sunt ca ceilalți care se iubesc de 14 februarie, da, ca să fiu bun doar de Crăciun. Eu sunt bun tot anul dacă sunt, dar nu, nu. Și am zis la un moment dat, ok, hai să închidem subiectul. Eu am zis că nu, nu are sens să vorbim despre Radu. Iar și Radu. După a făcut gluma respectivă, probabil eu. Larisa. Cum ai putut, Larisa? Doamna Andrei, eu am zis că a fost o glumă și eu chiar nu m-am așteptat ca el să reacționeze din felul ăsta, la vârsta pe care o are, da? Adică nu. Și încă n-ai auzit cum a reacționat. Eu sper să nu fi reacționat urât adresat. Ai grijă. Eu așa sper. Ce spui? Ce ai zis? Ce? Nu, îți bate gura degeaba, Larisa, cu el. N-ai, ți-am spus, ce? Robert. Atenție, Julia, la neatenție. Julia nu mă căuta pe mine. Că nu sunt Cosmin. Învață să respecti. Nici... Știu că n-ai reușit până la vârsta asta, poate reușești de acum înainte. Nu o să reușești nici atunci. Atunci când? Ai venit aici pentru faimă și atât. Cine, Larisa? Da. Iar nu-și dorește. Ești tare amuzant. Știm bine asta. Fuge de date-uri cum fugații de lepră. Dar eu mă duc așa ca tine la mișto, la o săptămână, două și fac vânt. Uite, am zis, aș merge și cu Bogdan, nu mai tupa, că te aud. Și cu Radu. Te-ai dus cu George și în 7 zile ai dat papuci. Și tu ai fost cu Cahita, ai spus că o iubești și n-a durat o săptămână că ai dat papuci. Nu am spus, da. Nu am spus că îl iubesc. Nu mai țipa, nu mai țipa un avea mână. Sormea o vorbă și dacă mă aude o pup, nu mai râs, le te râd. Ce? Cam așa. Nu mai țipa, unul la mână, ne-am avut un motiv. Motivul lui George și al Larisei încă nu știm. Nu știi tu. Nu știi tu, exact. Nu să uite, ia spune-mi tu, care? Eu l-am spus la momentul respectiv. Dacă nu erai acolo, uite-te la episod. Bine, gata. Gata. Larisa, de ce ai făcut gluma respectivă? De răutate, care are linia. Și-a pe urechi, răutate. Te rog frumos, scutește-mă. Ți-a ieșit pe gură răutate. Nu mai zice scutește-mă, că... Vai. Că te scutești. Robert, eu i-am adresat o întrebare. Ea este cumva, prin bunul simț pe care l-are la ea astăzi și întotdeauna, cumva obligată să răspundă. Mai devreme nu l-a avut. Tu, în schimb, ai scos pe gură cuvinte foarte urâte. Către cine? Către oameni către care nimeni. Se uită la... Către nimeni. Am să te rog... Să taci și să mă asculți. N-am scos cuvinte către nimeni. Ai vorbit foarte urât. Tu vii aici și arăți cu degetul spre alte persoane că te amenință sau că vorbesc urât, în condițiile în care tu, Robert, ai un limbaj extrem de urât. Te rog, din tot sufletul, data viitoare, să te abții și frumușel, în emisiune nu mai vorbești atât de urât. Nu vorbește nimeni și sunt sigură că toată lumea poate să facă asta. Dar, în mod special, lăsând la o parte de cât de grave sunt ele, sunt nepotrivite pentru sutele alea de mii de oameni care sunt alături, ziceai tu. Tocmai de aceea am să te rog. Astăzi primești un avertisment, dar orice abatere de la regulament pe viitor va fi taxată cu o nominalizare la eliminare în gala ce va urma. Am să vă rog pe toți să fiți atenți la limbaj. Catinca! Atenție la limbaj, nu ești pe TikTok, pe live aici. Să te enerveze X și Y. Aici ești în casa iubirii. Atenție mare la limbaj, Julia. Vă rog, atenție la limbaj. Fiți exemple. Gata. Revenind, Robert, ce te deranja mai exact? Nu. De-ai cerut să pleci în casa băieților. Ai simțit că e ceva necurat la mijloc? Ai simțit că este ceva, că este ceva special? Făcut. A fost o instigare, un atac și m-am simțit deranjat și am plecat.
Adică ele nu erau pe bune deranjate de ceea ce ziceai tu? Și pur și simplu a fost așa doar un mic teatru? Nu știu ce a fost. Să te enerveze pe tine? A fost lipsă de respect și lipsa de respect nu o tolerez și am plecat. Le-aș dori din suflet să fie în locul meu, să vadă cum se simte o persoană. Altfel nu o să înțeleagă. N-au că... Spune-le ca să înțeleagă, Robert. Nu vreau să le zic, vreau să învețe pe... Păi nu au cum. Ele te văd pe tine supărat, nervos și ele își trag concluziile. Dacă tu ai spune ce simți... Dacă ce concluzii vor. Dacă tu le spui ce simți, ce ai simțit, cât de rănit ai fost, ele vor înțelege. Nu o să înțeleagă. Dar spune-le. Vor să mă rănească mai rău. Spune-le. Nu te costă nimic să le spui. Și așa mă costă. Ce te costă? Sănătate. Ce te costă? Le spui ce ai simțit? Prea multă, prea multă răutate. Prea multă răutate. Asta este. Dar Larisa, tu o vedeai pe Larisa cu ochi foarte buni și aveai o relație foarte ok cu Larisa. Adică, de unde și până unde să aibă Larisa ceva cu tine? Nu știu, nu cunosc. Eu nu știam ce discuții avea el aici cu Cristina, sincer. Adică, eu nu eram cu ceea ce vorbeau fetele. Atunci, prima dată când s-a întâmplat de a rămas el singur aici, nu eram aici, eram în casă la băieți. Eu nu știam despre asta. Am auzit după. Și am zis că, aole, oare fetele iar vor să-l lase singur acolo? Și v-am zis, eram la masă eu, Bianca și Vlada, aici era Cristina și Giulia. Și la un moment dat Giulia a zis, fetelor, mai sunt croasante, vin și eu, vreau și eu unul. Dar asta a fost la fel, în spirit de glumă. Nu, că după aia chiar am mâncat un croasant. Și chiar am mâncat, dar inițial se rog. Bine, în glumă sau nu? Nu sunt obligată să stau să-l ascult. Nu. Dar de ce ai simțit nevoia să pleci? Pentru că așa simt de fiecare dată. Nevoia să nu-l mai aud când vorbește non-stop mă obosește psihic. Nu am nimic personal cu el, în afară faptului că m-a jignit și eu văd că continuă să o facă, dar nu mă interesează asta. Nu mai pot. De când au fost cele 3 zile consecutive, eu nu mai pot, nu pot să-l mai aud. Parcă l-au pe Cosmin acum. Cosmin așa zice despre Robert sau Cosmin la adresa Giulia? Parcă mă uitam la Cosmin acum, că mă uitam la Giulia și era aici Cosmin. Deci nu mai pot să aud, nu mai pot să suport, nu mai orice zice, orice așa, parcă l-auzeam pe Cosmin când spune asta. Și parcă mi-am dat seama că, uite, roata se întoarce oarecum. Așa este Cosmin? Aia se simte cu Robert? Da, ceva ce știe toată lumea. Da, doamna Andreea, într-adevăr așa e. Mai poți să mai auzi pe Giulia? S-o mai ascult? Mai vreau să por dialog cu ea, pentru că orice conversație pe care aș avea-o cu ea duce către nicăieri. Începe și mă atacă, mă vorbește, nu știu, mi se adresează fără bun simț, ceea ce nu-i face onoare unei doamne, domnișoare, cum pretinde ea a fi. Doamne, nu-s că nu-s măritat. Nici nu o să. Dar dacă vrei... Ei, nu-i zice așa. Cu comportamentul ăsta... Ai o soră, parcă... Și ce, soră? Nu te compar tu cu soră. Stai liniștită, că... Frumos. Vorba de bun simț și educație. E adevărat exact. Vorba asta că de la dragoste la ură este un singur pas, Giulia? Dar nici nu a fost dragoste, doamne. Eu nu-l urăsc, nu am nimic pentru el. Îl atac pe faptele și vorbele lui. Da. Ai fost la Timișoara după el? Doamne. Eu? Nici n-are voie să-i... Ferește. Să demonstrezi ceva. Ce să demonstrezi? Nu mai știu. Nu, că dacă era, ceream poze, dar nu m-a mai interesat, sincer, să fiu. Era o susținătoare și atât. Dai seama. Oricum, doamna Andreea, Giulia ne-a promis de dimineață că o să lasem pace măcar 2 zile. 2 zile. Eu că vine Crăciunul. Am promis, până în gală. Ia, azi vine Crăciunul. Deci în gală vii pregătită. Mai e până la Crăciun. În gală pleacă. Da. 2 zile cu Crăciun cu tot. Cine pleacă în gală? Sâmbătă, duminică. Giulia pleacă. E Robert. Ai făcut o glumă, Antoni? Robert a zis, în gală pleacă și aia e. Cine pleacă în gală? Cineva va pleca dacă e cu eliminare. Dacă tu. Ce să rupești tu? Eu nu sunt aici Capul pentru Cosmin. Trofeu, eu nu sunt aici pentru lume, eu sunt aici pentru mine. Pentru că să-i faci zilele negre, lui Cosmin. Tu ești aici pentru trofeu și pentru lume. Tu ești aici ca să-i faci zilele negre, lui Cosmin. Și care e problema ta? Rating, followers. Și care e problema? Când aveam eu followers, tu nu știi aici la Instagram. Scuze-o pe mine. El era pe Facebook atunci. Ia zi, mergeai în picioare. Dar aveam eu Instagram, tu te neșteai. Sunteți de o vârstă aproape, Robert. Doamna Andreea, mă rășeam? Așa mare diferența? Sunteți apropiați de vârstă, da, doamne, ferește. Păi aia dacă îl fac eu bătrân, zice că e jignire. Potoliți-vă. Da, am înțeles. Bun, tu, Cristina, de ce ai plecat? N-a plecat. Dar n-a plecat. Eu de asta n-am înțeles el de ce s-a supărat. Păi, dați
convins-o, ai chemat-o. Ea a rămas și măcar nu m-a băgat în seamă pe mine. Discutam în continuare cu Robert. Și Robert s-a ridicat șansierul la cameră și a plecat. Și Cristina a rămas aici. Eu că nu m-aș fi ridicat și din bun simț să-l las aici singur. M-aș fi pus în situația lui. Dar este evident că Robert s-a simțit nedorit. Și a zis mai bine să plece acum decât să mă alunge după. Dar de ce este nedorit Robert în această casă? Este foarte recalcitrant, se repetă, nu e coerent, vorbește mult deasupra. El vine aici ca să vorbească el, nu ca să asculte. Ok, dar până acum nu era așa? A devenit dintr-o dată? Mereu. Era altfel. El pe ea o asculta. A, este efectul Katinka ce se întâmplă acum? Nu, cu ea era efectul Katinka. Acum e Robert, nu e el, e sincer. Bianca, el doar am intrat în el doar când e la parte și intentez mult am Bianca, ești foarte rea, auzi. Auzi, doi ani. Știu, Robert, știu, de... sunt rea, sinceritatea asta. Știi că ți-am zis, nu ți-o zic eu, sunt multe persoane. Deci e un CD care se rea. Doamna Andreea, multele persoane ale tale. Trebuie să te gândești la asta, ești foarte rea. Până să fie cum el și-a invenea aici în casă, nu vorbeau fetele cu el.